Invazia Ucrainei, în urmă cu 2 ani, a declanșat o consternare mondială. Mai multe rezoluții au fost adoptate de către ONU niciodată în Consiliul de Securitate în care Rusia este membru cu drept de veto. În cei 2 ani de război, Rusia a reușit să rescrie harta geopolitică a lumii și să își avanseze pionii în acest joc de șah planetar în care spera să forțeze o nouă ordine mondială. Discut cu Marcela Ferraru, editor Aleph News, în Franța. Marcela, bun găsit! Bine te-am găsit, Raluca! O zi interesantă, cel puțin. Înainte de invadarea Ucrainei, Rusia părea scoasă din jocurile politice de la nivel înalt. Atenția Statelor Unite era concentrată pe China, Asia Pacific. Hai să vedem cum a reușit Putin să răstoarne prioritățile. Rusia lui Putin a transgresat toate regulile care guvernează lumea de la al doilea război mondial încoace. Desigur, mai întâi prin invadarea unui stat suveran, dar apoi prin comerț cu statele aflate sub sancțiuni ONU. Primul exemplu este Iranul. Dronele Shahed au fost identificate destul de repede pe frontul ucrainian și cel mai recent am văzut că face comerț și vizite reciproce cu statul cel mai sancționat din lume, Coreea de Nord. Dar și implicarea sa în conflictul din Israel este din ce în ce mai evidentă. Liderii Hamas au fost primiți la Moscova în lunile premergătoare atacurilor teroriste din 6 octombrie anul trecut. Iar în Africa, bazele au fost deja puse de câțiva ani de Prigojin și milițiile Wagner, care braț la braț cu liderii africani sătui să li se tot vorbească despre drepturile omului și democrație, s-au debarasat de strâmbenitoarele acorduri pe care le aveau cu Occident. Marcela, există însă și state mult mai importante pe harta lumii care par să se alineze pe linia Moscovei, ca să știm ce ne așteaptă, să ne facem o imagine de ansamblu. Ei bine, timp ce noi ne uitam în altă parte, turneile diplomatice ale ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, au dat roade. China nu a denunțat niciodată în mod oficial agresiunea rusă, nici India, de altfel, deși vin cu totul alte motive. Ca să nu mai vorbim de comunistul de rit nou, Lula, reales în Brazilia. Dar Rusia a jucat mai ales pe un anti-americanism real care există în toate aceste state. Vom trăi într-o lume mai sigură dacă aceasta va avea un pol de putere care reunește toate statele dictatoriale nefrecventabile sub aripa unui țar care spune că Rusia nu are granițe? Cred că răspunsul este evident. Da, Marcela, îți mulțumesc tare, tare mult pentru această analiză. La 2 ani de război, până la urmă la 2 ani de când Putin a decis să invadeze Ucraina, fix în ziua de Dragobete. Mi-amintesc că era weekend și atunci. Marcela, mersi!